Slavă Domnului! Mulțumim Domnului pentru această zi frumoasă, o zi în care n-am făcut altceva decât să căutăm la fața Domnului. N-am făcut altceva decât să venim înaintea Lui cu credință, căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Domnul să binecuvinteze pe toți. Aș vrea să rămânem în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că de dimineață s-a citit din uh, fapte 2, uh, aș vrea să rămânem tot în acest capitol Domnul mai are ceva să ne spună din acest uh, cuvânt și dacă aveți Biblia, Sfânta Carte la dumneavoastră vă rog să o deschideți împreună cu mine, versiunea Cornilescu pagina 1056 faptele apostolilor capitolul 2 de la versetul 1 până la versetul 8, cuvântul Domnului în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Amin, vă rog să ocupați locurile. Aș vrea ca bunul Dumnezeu să ne dea putere, oameni buni. Pentru că mai mult ca oricând în aceste vremuri în care trăim, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu să fie peste noi. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi, să ne călăuzească în tot adevărul, în toate încercările prin care trecem și să ne mângâie în toate zilele cât vom trăi pe acest Pământ. Vedeți, când eram noi copii, aveam un obicei prost. Nu știu dacă dumneavoastră l-ați avut când ați fost copil. Nu vă plăcut să vă jucați cu focul niciodată. Nu vă fascinat focul. Ba da, am stat multe nopți la foc. Îmi plăcea să fac focul. Eram copil și mă uitam și eu la televizor pe unde apucam, pe la vecin, că noi n-aveam. Nu eram mai pocăiți pe vremea aia și într-o zi bă, eram un fel de indian săptămâna viitoare eram altfel de cowboy și tot la foc mă încălzeam și mă uitam la focul acela și așa de extraordinar mi se părea cum pui domnule un lemn pe foc un lem care uh, nu poate produce nimic nu poate produce căldură decât dacă cumva se aprinde și asta suntem și noi oameni buni suntem lemne uscate suntem lemne uscate și avem nevoie de o atingere specială ca ceva să ne aprindă. Ca ceva să ne dea un impuls mai puternic și acest ceva de care avem nevoie este scânteia, este puterea Duhului Sfânt. Amen. Pentru că un lemn uscat nu produce nimic. Dar un lemn aprins, ce face? Produce căldură. Și spunea cineva că mai produce ceva. Lumină. Și știți ce mai produce? Cenușa. Produce și cenușă. Ne jucam cu focul și îmi spunea mama și tata, vezi, nu te juca cu focul că s-ar putea să te arzi. Și vreau să vă spun că într-o zi eram pe balcon, mama mea era la spital, năștea pe unul din frații mei și-am luat o cutie de chibrite și mă jucam acolo pe balcon. Vreau să ard bățul ăla de chibrit cât mai aproape de capăt. Și în un moment dat m ars la mână și am făcut așa și o zburat în spate. Acolo pe sârmele din spatele meu era puse la, uh, la uscat, Păturița aia interesantă în care se aduceau bebelușii acasă era dintr-un material foarte lucios uh, unde se împacheta bebelușul când se l dădea acasă de la spital. Chibritul a zburat acolo și-a luat foc balcon. Tatăl meu era în casă. Era numai eu și cu el acasă. Dintr-o dată au venit acolo, am, am, început să stric și când am vrut să iau de pe sârmă uh, Păturița aia care era în flăcări mi s-a lipit aici de mână. Și acum am semn. Vă pot arăta. M-am jucat cu focul. Și m-am ars. De fapt, știți ce, oameni buni. O lume întreagă se joacă cu focul. Se joacă cu Dumnezeu. Se joacă de apocăință. Și Biblia îl descrie pe Dumnezeu ca fiind un foc mistuitor. Dacă citim în Evrei 12 cu 29, spune fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Astfel că nu-i surprinzător faptul că focul adesea apare ca un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Dacă mergem în Vechiul Testament, vedem că atunci, în, în, în ziua aceea, în noaptea aceea, în exodul 3 cu 2, vedem gloria șechinei. Șechina e prezența lui Dumnezeu. Era acolo Moise, omul lui Dumnezeu și era la oile socului său, Ietro, și îi se, îi se arată Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în Exod 3 cu 2 și spune Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Pentru că era focul lui Dumnezeu care s-a pogorât în cer. Există un foc care nu se mistuie. Este prezența lui Dumnezeu. Și încă din vechime Dumnezeu se prezenta oamenilor prin acest foc pe care îl vedeau. Și a mers Moise acolo și Dumnezeu a început să stea de vorbă cu el. Avem o altă istorisire în Cuvântul lui Dumnezeu dacă vrem să mergem în Exod 14, atunci când egiptenii i-au urmărit pe acești oameni al lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau... Tă... Au ajuns tocmai când au tăbărât lângă mare, lângă Piha Hahirot, față în față cu Baal Tefon. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe o parte, era întunecos, iar pe cealaltă, lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. De ce? Pentru că acolo era șechina, era prezența lui Dumnezeu. Tot așa și în viețile noastre, oameni buni. Chiar dacă faraonul lumii acestea fuge după noi și carele lui le auzim în spatele nostru, vreau să vă spun că există un nor între noi și ei. Există o protecție și această lumină care este pe partea aceasta altă, este lumina și protecția lui Dumnezeu. Noi suntem protejați, noi suntem ocrotiți de o putere divină. Este acest foc pe care Dumnezeu îl lasă ca noi, oamenii lui, să înțelegem că el este punctul nostru de reper. Un foc în noapte se vede de departe. Erau acolo, în drum spre Canaan, oamenii aceștia și Faraon era pe urmele lor. Ceva face Dumnezeu, intervine. Când încercarea ai pe urmele noastre, vreau să vă spun că Dumnezeu intervine și nu-i nu, -i, nu -i ușor să treci prin încercări. Am vorbit despre încercările altora ani de zile în viața mea. Am mers la spitale ani de zile, opt ani de zile, aproape 9 ani, cu un grup de tineri, vizitam bolnavii și mergeam prin spitalele Portlandului cu 20, 30, 50 de tineri și vizitam oameni pe care nu i-am văzut. De ce? Pentru că era ceva care nu ne lăsa să stăm acasă. Știam că cineva are nevoie de un bărbătare. Cineva are nevoie de cineva să vină să-i spună te iubesc în pasă de tine. Cineva era pe un pat și era în suferință. Și Domnul să ne dea înțelepciune ca noi, care suntem oamenii lui Dumnezeu, să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și când cei dragi, când cei și pe cei care nu-i cunoaștem noi, să mergem și să-i vizităm. Știți că mulți s-au întors la Dumnezeu prin faptul că cineva o mers la spital și o stat de vorbă cu el? Și a spus, nu te dau bătunte. Mai ai o șansă. Pentru tine mai este speranță. Atât timp cât inima în piept îți bate și tu ai credință că Dumnezeul acesta mare, puternic, minunat, care se prezintă la noi în diferite moduri, care ne vorbește prin diferite moduri, îi la lucru și nu are să ne lase. Spunea fratele că trecem prin încercări. Spunea fratele că e greu prin încercare, ani de zile prin spitale. Da, e greu, dar viruința vine de la Domnul, slăvit să fie în numele Lui. Uitați ce spune cuvântul Domnului și ce spunea Ezechiel, așa de frumos în Ezechiel, capitolul 1, cu versetul 4. Spune cuvântul Domnului. M-am uitat și iată că au venit de la miezul noapte, noapte, un vână praasnic, un or gros, și un snob de foc, care răspândea de jur în prejur o lumină strălucitoare, în mijlocul care lucea ca o ramă lustruită care ieșea din mijlocul focului. Focul de multe ori a fost un instrument al judecății lui Dumnezeu, dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu. Și vă spuneam la început despre acest foc cu care oamenii se joacă. Că Dumnezeu le tot vorbește. Dumnezeu tot îi cheamă la pocăință. Și stau nepăsători. Și știți când ar vrea omul să se pocăiască? Știți când ar vrea să se întoarcă? Când nu mai are zile de trăit. Atunci face cele mai mari juruințe. Atunci spune, Doamne, am să te slujesc dacă mă vindeci. Dar până atunci ce ai făcut? De ce omul ăsta a avut pace când a fost la spital? Și nu, nu a cârtit? Atât a fost curios să știe de ce. Și Dumnezeu a răspuns. Am fost și eu curios cum a fost el și am întrebat, Doamne, de ce? Și Dumnezeu mi-a răspuns. Și știu ce am de făcut. Pentru că nu suntem perfecți. Uitați ce spune cuvântul Domnului în numeri 11 cu 2 și versetul 3. Vedem aici o, o, o scenă din uh, viața poporului Israel. Spune că poporul a cărtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit, Domnul s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locului acelui au pus numele tabera, ardere, pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. Erau niște oameni, eu am stat și m-am gândit, nu știu, aș fi făcut și eu ce fi făcut oamenii ăștia, poporul ăsta Israel. Adică să mergi pe un drum cu un Dumnezeu mare și puternic, să te scoată cu mână tare din Egipt, să facă atâtea mari minuni pentru tine și tu totdeauna să cârtești, totdeauna să fii nemulțumit, totdeauna să mai ai ceva de spus, de obiectat înaintea Domnului, să te joci cu focul. Și să spui, Doamne, dar de ce n-am astăzi uh, în loc de mană friptură, nu? Că asta era problema. Le plăcea mai mult acolo, că era mâncarea mai bună. Erau castraveții mai buni. De fapt, asta face diavolul cu mulți. Aduce peste ei un duc de nemulțumire și veșnic sunt nemulțumiți. Casa al lui vecinului mai mare, mașina al lui vecinului mai faină, nevasta al lui vecinului îmbrăcată mai bine, uh, nevasta al lui uh, vecinului merge nu știu unde vacanță și dacă mergeți în vacanță, numele Domnului vă, vă spun, nu vă puneți pe Facebook vacanțele unde mergeți bucurați-vă voi și ajunge nu vă jucați cu focul, poate că uh, vă, vi se pare amuzant dar vreau să vă spun, sunt oameni care nu per pot permite unele lucruri pe care unii și le pot permite și dacă tu ți le permiți mulțumește Domnului, bucură-te cu nevasta ta, cu prietenii tăi și atât, noi nu ne lăudăm noi nu cârtim, noi nu suntem oameni nemulțumitori pentru că acest popor al lui Dumnezeu spune cuvântul Domnului, au cârtit în gura mare au oameni care cârtesc și azi în gura mare. A unde-i Duhul Sfânt? Mi-e frică când i-a Îmi vine să mă bag sub bancă. Dacă nu mai lucrează Dumnezeu astăzi, că lumea asta e atât de păcătoasă, încât o plecat Duhul Domnului dintre noi, pentru că noi suntem dați pierzării și uitării, eu nu mai cred. Am auzit oameni după 20 de ani de pocăință să spună, eu nu mai cred nici o prorocie. Poate zero. Zic, poate pentru tine, nu pentru mine. Eu cred că Domnul mai are proroci. Prin care vorbește. Mare Dumnezeu oameni de valoare care se ridică în picioare și spun, așa vorbește Domnul. Și Domnul vorbește. Domnul să aibă milă de toți prorocii care se joacă cu focul. Îmi spunea un, un prieten de meu, era atât de solicitat, proroc, om al lui Dumnezeu. Zice, nu le răspund la telefon și oamenii mă judecă, dar eu nu pot să prorocesc la 25-30 într o într-o zi, pentru că nu dă Domnul nimic. Și să mă ferească Dumnezeu, eu nu mă joc cu focul, cum spunea omul acesta, să spun de la mine, așa vorbește Domnul, de că doar ca să-l fac pe omul ăla fericit? Sau doar ca să ies eu în evidență? Sunt și oameni al lui Dumnezeu care nu se joacă cu focul. Atenție la foc. Dumnezeu să aibă milă de noi și să nu cârtim, să nu fim cârtitori, să nu, să nu, venim înaintea Domnului cu nemulțumire de fiecare dată și să fim oameni care ne credem în Dumnezeu, să fim oameni care stăm în picioare în locuri grele. Vă duceți aminte de Ilie? Ilie pe muntele Carmelului, uitați ce-a făcut acolo. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și a apa care era în șanț, când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Un împărat 18, citiți acasă această frumoasă istorisire, pentru că este nevoie câteodată ca omul lui Dumnezeu să strige la Dumnezeu și să spună, Doamne, arată-ți slava și puterea ta, că oamenii ăștia nu mai cred nimic, Doamne, coboară foc din cer, Ilie era într-o situație grea și oamenii aceia nu mai credeau pe Ilie, nu mai îl credeau pe Dumnezeu. Oamenii aceia se închina lui Bal și lumea în care trăim se închină lui Bal și astăzi nu se închină înaintea Dumnezeului cei viu și adevărat. Și e nevoie ca noi, ca și oamenii lui Dumnezeu să spunem, Doamne, coboară foc din cer, dar nu, Doamne, să-i nimicești. Coboară tu, Doamne, focul tot cel sfânt care vine prin puterea Duhului tot cel sfânt, să le atingă inimile cum ne și nouă, să ne, să ne dăm, să să și, de și ei seama de fapt că sunt păcătoși și au nevoie de iertare. O, slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Fiți oameni care stați înaintea Domnului și spuneți și proclamați biruință peste cei din casa voastră. Aveți firii tipitori, în neamul vostru? Aveți copii care au plecat de acasă? Aveți prieteni? Vă mai pasă de ei? Știți ce mi-a spus un tată? O dată, cu asta nu, mai am, nu mai am ce să-i fac. Cu asta nu mai pot să-i fac nimic, e pierdut. Și am spus, nu spune că e pierdut. O mamă a spus că 25 de ani s-a rugat pentru copilul ei. Până când acest foc care vine de la Dumnezeu i-a atins inima. Și știți ce îmi place așa de mult? Încă o istorioară din cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place Vechiul Testament. Când eram copil, citeam Vechiul Testament mai mult și vreau să merg înapoi să-l studiez din nou, pentru că atât de multe, atât de multe lucruri interesante, adevărate și benefice pentru noi sunt în Cartea Sfântă Biblia. Dumnezeu să ne dea putere să citim mai mult din cuvântul Lui și vreau să vă spun, cu cât ne vom af af afunda mai mult în cuvântul Lui Dumnezeu acest foc se va aprinde mai mult în inima noastră pentru că aici știți ce sunt? Promisiunile Lui Dumnezeu aici vedem cum Dumnezeu a lucrat, aici vedem cum Dumnezeu va lucra, pentru că binecuvântările nu, nu sunt la capăt, ci se nuiesc în fiecare dimineață și în fiecare zi în dreptul meu era o împrejurare în care vine îngerul Domnului la nevasta lui Manoah. Mai știți cine a fost Manoah? Cine? Așa, tata lui Samson. Mi-am adus aminte de el. Și vine soția lui și spune, mi s-a arătat un om. Și fața lui era o față de Dumnezeu. Și uite ce mi-a spus. Și știți ce a spus Manoah? să se mai vină, să mai vină o dată să mă arate și mie. Și spune cuvântul Domnului că a venit omul acesta din nou și când Manoah l-a întrebat, cum te numești? Cum a spus că se numește? Minunat. Și spune cuvântul Domnului că Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a dus jerfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevasta sa priveau. Spune cuvântul Domnului, pe când flacăra s-a suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevasta sa au căzut cu fața la pământ, spune cuvântul Domnului. Au o adus o jerfă și acolo pe altar. Acolo deja ardea un foc, era un foc. Și spune cuvântul Domnului că îngerul acesta s-a dus pe altar. Să vezi minunea lui Dumnezeu. Oameni buni, știți ce ne spune cuvântul Domnului? Știți ce înțeleg eu de aici? Manoahul a prins un altar, a zidit un altar și odată dat foc, a adus jertfa aceea de mulțumire că Dumnezeu i-a vorbit. Oameni buni, noi nu mai aducem jertfe, nu mai tăiem iez, miei și tot felul de animale, dar pe altarul vieții tale adu o jerfă de mulțumire și Dumnezeu o va aprinde, Dumnezeu o va primi pentru că Dumnezeul acesta are niște ochi extraordinari care privesc la noi cu milă și îndurare. Este Dumnezeul care nu ne va lăsa și ne va da putere să ne ridicăm să mergem mai departe, slăvit și binecuvântat să fie în numele Lui. Timpul trece așa de repede. Vedem că sunt motive evidente că în în, în Vechiul Testament focul era important pentru jerfe. Focul pentru altarul, ardere de tot, era un dar divin fiind aprins însăși Inițial însăși de Dumnezeu și dacă citiți acasă veți vedea în Leviticul 9 cu 24. Dumnezeu i-a însărcinat pe preoți să țină focul aprins. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să, aprindă lemnele pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. Asta ce înseamnă? Rugăciunile noastre să nu se stingă. Pentru că preoții aveau această slujbă: să țină focul aprins și ei se trezeau și băgau pe foc. Dar vreau să vă spun că ei întrețineau focul lui Dumnezeu, nu erau focul lor. Pentru că ei nu aveau voie să aducă foc străin. Ei erau în Templul lui Dumnezeu erau în slujba Lui Dumnezeu și aveau grijă de ceea ce Dumnezeu le încredințase lor și ascultau poruncile Lui Dumnezeu. De fapt, asta vrea și de la noi Dumnezeu. Să ținem focul aprins. Să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să ridicăm mâini curate. Să ducem înaintea Domnului jef, jerfe de prinos plăcut. Ce jerfe de prin os plăcut îi putem noi aduce la Domnului înaintea Lui. O, câte n-am putea noi să facem! O, cum, -a, cum am putea noi să ieșim din confortul nostru mai mult! O, cum am putea alerga noi mai mult! O, dacă am vedea noi la capătul alergărilor premiul pe care ne așteaptă! O, dacă am vedea noi cu ochii aceștia spirituali cei dincolo în lumea care nu se vede! O, dacă am ști cât de trecători suntem! O, cum ne-am trudit mai mult! O, cum am alergat mai mult! O, cum am fi noi mâna lui Dumnezeu! O, cum am fi noi o flacără în societatea asta întunecată, cum am arde pentru Hristos. E important să arzi pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta ce înseamnă să arzi? Mă, să te consumi. Mă, să vii la biserică, mă. Mă, și dacă e cel mai slab predicator din porna, tot am ce învățat de la el. Pentru că ăla când citește din cuvântul Domnului, îți vorbește de ceea ce cuvântul Domnului spune. Când citește cineva din cuvântul Domnului și spune, așa vorbește Domnul, păi Domnul vorbește, nu vorbește omul. Noi suntem mesageri, noi suntem oameni care vrem și cred că suntem la dispoziția lui Dumnezeu să-i rămânem slujitori și pe altarul vieții noastre. Focul să nu se stingă, credința să rămână în picioare și atunci când veștile sunt grele. Pentru că e fain să vorbești despre credință când ești acolo sus pe munte, când îți merg toate bine, când ai probleme, când soarele strălucește frumos deasupra casei tale. Dar e greu când ești în vale. Dar știți care e frumusețea văi? De fapt vezi că ai frați, ai surori care ard pentru împărăția lui Dumnezeu. Ai în jurul tău oameni care te iubesc. Ai în jurul tău oameni care, care simt cu tine și asta e foarte important. Spunea cuvântul Domnului, spune cuvântul Domnului că în ziua 50 erau toți împreună în același loc adunați. De unde au venit? De pe muntele măslinilor. De unde venim și noi în fiecare duminică sau în fiecare joi? Venim și noi de pe munții noștri. Ne coborâm jos de pe, de pe munții noștri, de, 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 pe munții problemelor noastre, de pe munții îngrijorărilor, de pe munții fricii, că ei erau plini de frică, acum să așteptau să vină rândul lor, să, să vină cineva după ei, să facă ceva, dar ei s-au dus acolo și au stat în rugăciune și Duhul Domnului s-a peste ei, pentru că era promisiunea lui Dumnezeu. Și am citit azi dimineață în Ioel, făgăduința aceasta este pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Este o făgăduință pe care o văd că se împlinește. Eram odată în țară și am mers într-o lucrare. Eram șofer pe vremea aceea. Eram cu niște frați lucrători și am ajuns într-o casă. Și când mă uit la ceas, mă, de ce nu mai vin ăștia? O fost o rugăciune, eu eram șofer, aveam datoria să ies afară, să pornesc mașina, să le fie cal la frați când vin înapoi și să plecăm. Eu ieșeam cam cu 10 minute mai devreme. Când am intrat în casă, un copil de 9 ani era pe un scaun și spunea ce arăta Domnul. Și m-am uitat așa, le zic, Bă, nu văd bine, nu văd bine. Ba da, era un copil și spunea, așa mi-a arătat Domnul, așa a vorbit Domnul. Au fost niște lucruri extraordinare. Și mi-am adus aminte de, de, această profeție din Ioel. Și vreau să vă spun că această făgăduință e una vie. Aș vrea să vă îndemn în numele Domnului, să vă aduceți copii la biserică. Așa că sunt mici, nu contează. Știți că la 9 ani sunt copii care se droghează. La 8-9 ani. Pe clasa întâia la școală. Știți că sunt copii care fac prostii mari la o vârstă fragedă? Vă în numele Domnului, investiți în ei și aduceți la biserică. Așa am crescut și eu, prin biserică, chiar dacă nu mi-a plăcut, că de multe ori să știți că n-am mers la biserică așa bucuros, tată, merge la biserică, ce fain, mai ales duminică dimineața când am mai dormit un pic. Știți cum mergeam de multe ori la biserică, așa în pază de defilare, unul după altul, supărați, nervoși și totuși am fost acolo. Aș vrea să privim puțin la această imagine minunată a lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este ca un foc, în cel puțin în trei feluri. Și uitați ce aduce. Aduce prezență, pasiune și puritatea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este prezența lui Dumnezeu care locuiește în inima credinciosului. Și spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 8 cu versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, ce să facă? Să-l cumpere? Nu, să-l ceară! Să-l ceară cu credință și să stăruiască! Pentru că Domnul e bun și mai dă darul slăvit și binecuvântat să fie în numele Lui. Aduce prezența, spuneam, focul este imaginea minunată a lucrării Duhului Sfânt. Aduce prezența Lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu e în casa ta, când Dumnezeu e în viața ta, de ce dintr-o dată te apucă pe tine să citești Biblia, să mergi la la, la spital? De ce dintr-o dată te apucă să, să cauți pe cei necăjiți? De ce te apucă să spui tu banii tăi la colectă? De ce te apucă să alergi mai mult? Pentru că există pasiunea asta care vine în urma prezenții lui Dumnezeu. Că m-a spus cineva, n de lucru, dar tu te retire. Altul m-a da, de aia ai făcut biserică, să speli banii. Și am zis, să departe de mine gândul acesta. Tot ce am, am de la Dumnezeu și tot ce am, am să pun la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne-a dat pentru o perioadă scurtă de timp. Și dacă ar înțelege românii noștri lucrul acesta și mulți români cu bani, am putea face lucruri mari pentru copiii care vin în urma noastră. Investim în lucruri de nimic. Știți în ce investim? În lucruri care vor ajunge la gunoi. În asta investim. Ne stricăm banii pe lucruri de nimic. Și copiii cresc într-un domeniu toxic la școlile în care sunt în societatea aceasta. În loc să fie o lumină puternică aici în, în Portland, în camasul asta unde Dumnezeu ne-a pus. În loc să stăm uniți și să punem mână de la mână și să facem o școală pentru tineretul ăsta care vine în urma noastră. Eu cred că nu răul va avea ultimul cuvânt. Eu cred că bunătatea, dragostea lui Dumnezeu va învinge. Eu cred că focul acesta care arde noi ne va da un impuls și ne, va, și ne va propulsa înainte să facem lucrarea lui Dumnezeu cu pasiune. Și uitați ce mai aduce prezența focului lui Dumnezeu, puritate. Puritatea lui Dumnezeu. V-ați uitat vreodată într-o zină unde se topește fierul? Ați văzut cum se călește fierul în foc? Și cum îl bate, și cum îl prelucrează, să nu rămâne nicio zgură? Și după ce lucrarea aia e gata, ce frumos răucește piesa aia pe care fierarul o lucrat și-o bătut-o și-o făcut-o. Așa suntem și noi oameni buni. Puritatea vine în urma încercărilor. Purit în, în, în focul încercărilor te dezlipești de tot ce-i pământesc. Nu-ți mai trebuie nimic. Îți spun eu. Nu-ți mai trebuie nimic. Și la mine când a venit doctorița aia cu tot felul de povești, vă spun în numele Domnului, două zile și două nopți n-am fost bun de nimic. Dar am spus, nu se poate. Să te mustre Domnul Satan. Nu se poate! Păi eu citesc o Biblie în care spune că Dumnezeu e un Dumnezeu care nu lipsește cu noi în nevoi. Doamne, am nevoie de Tine. În primul rând, în pace mie, în inima mea. Și într-o dimineață, o venit pacea Domnului în inima mea. Și acolo a rămas de atunci ciocănitoare aia care vine tot bate și vrea ea să dovedească că e așa cum spune ea, o să rămână de minciună că așa au spus Duhul Sfânt prin proroc. Pentru că oamenii care sunt acolo de multe ori nu știu ce vorbesc, o spun cu mâna pe inimă. Sunt și oameni buni care își fac meseria cu nota 10, dar sunt și oameni care își dau părerea lor până nu au ceva în mână concret. Domnul să ne ajute și să ne dea putere să nu cădem pradă deznădejdii lor. Duhul Sfânt este prezența lui Dumnezeu care locuiește în inima credinciosului. Și această prezență de foc, știți ce, a asigurat lumină și călăuzire. Timpul trece. Duminica viitoare, aș vrea, cu ajutorul Domnului, dacă Dumnezeu mă ajută, aș vrea să vă vorbesc despre focul străin. Și vrea să vă vorbesc despre riscul acesta de a contamina lucrarea lui Dumnezeu cu lucrurile care sunt de afară. Și din păcate, ce văd în unele biserici, văd lucrul acesta, se aduce foc străin. Și atunci când aduci foc străin, ai posibilitatea să-i omori pe cei din jurul tău. Pentru că nouă Dumnezeul acesta minunat ne-a încredințat o preoție sfântă. Și am înțeles ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Am înțeles ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre, în viețile noastre. Când ai avut de-a face cu originalul, Păi falsul nu te poate păcăli. Atât timp cât tu ai gustat din adevărata binecuvântarea lui Dumnezeu, din Duhul lui Hristos, pe mine nu mă mai fură diavolul și satana cu lucrurile de nimic cu ce gâdele firea pământească. Pentru că, într-adevăr, sunt lucruri faine care ochiul le vede. Pentru că tinerii aleargă după ele și le place. Dar vreau să vă spun că cel mai important lucru este prezența Domnului în viața noastră în fiecare zi, să avem experiența reală cu Duhul lui Dumnezeu. Pe când mă boteza Domnul cu Duhul Sfânt, trei zile vă spun în numele Domnului, am vorbit în alte limbi, eram un copil, un tânăr. Mergeam și mă întrebai ceva și nu puteam, efectiv, nu că nu vroiam, nu puteam, îmi ieșeau alte cuvinte pe gură. Și văd că la stăruințe, din păcate, unii învață pe alții să vorbească în limbi. Se duce la urechea lui și îi spune, spune așa și fă așa și oameni care îl ajută pe Duhul Sfânt să vină. Pe Duhul Sfânt are nevoie de ajutor să, să îl împingi tu în inima omului. Duhul Sfânt creează pasiune pentru Dumnezeu în inima noastră. Duhul Sfânt produce în viața noastră puritatea lui Dumnezeu scopul lui Dumnezeu este acela de a ne purifica, dacă veți citi acasă în T2 cu 14 și Duhul Sfânt este agentul sfințirii noastre aș vrea să ne ridicăm în picioare pentru că timpul e trecut și aș vrea înainte să plecăm acasă, aș vrea să mai cântăm o cântare frate Cornel, te rog în numele Domnului acordionul, frate Marcel, vino cu ghitară frate, vino cu muzicuța și tu la pian vreau să mai cântăm o cântare sau două și astăzi, oameni buni, sărbătorim rusalile. N-aș vrea să vorbim doar de Duhul Sfânt. Aș vrea să-l simțim la lucru în seara aceasta și am vrea să-l lăudăm pentru că Duhul Sfânt produce în viața noastră puritatea lui Dumnezeu. Și scopul lui Dumnezeu este acesta de a ne purifica. Ne purifică Dumnezeu prin încercări, prin cuptoare și vreau să vă spun că atunci când noi îl lăudăm pe Dumnezeu din toată inima, ne apropiem mai tare de cer. Atunci când Duhul Domnului ne cercetează, ne dă curaj să ne ridicăm din starea în care suntem și după masa asta ne spune, ridicați-vă că vremurile sunt rele și Domnul nostru vine, Maranata. Credeți lucrul acesta că Domnul vine? Eu cred că vine și eu vreau să fiu gata cu biserica, cu frații noștri, cu frații mei pe care Dumnezeu ne i dat să slujim împreună. Vreau să fiu gata să-L întâmpin pe norii cerului când va veni, dar până atunci să fim o lumină în societatea asta păcătoasă, să fim o forță, că nu ne bate nimeni, pentru că între noi și ei există un nor, există o putere care desparte nelegiuirea de sfințenie, există un nor care desparte întunericul de lumină și cei răi, și nu va avea putere asupra noastră, pentru că Domnul merge cu noi, îi în noi și ne va da biruință, slăbit să fie lui. Haideți să cântăm din toată inima. Slăvit să fie Domnul. Aleluia!